sunt Natalia Cheftene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Acum câteva luni, viața Zinaidei Crăciun din Cobuzca Veche a luat o întorsătură dramatică. Tânăra și-a găsit soțul spânzurat. Dinăuntru mi s-a ruptă din suflet, adică... Nu știu, nu pot să vă spun prin cuvinte ceea ce... Într-adevăr, foarte mult l-a iubit. Ion, soțul Zinaidei, a lăsat-o singură cu o fiică de 7 luni, care stă lipită de pieptul mamei. Acum Zinaida spune că va trebui să-și crească pruncul doar cu o indemnizație primită de la stat. Banii aceștia mai cum, adică ceea ce conține numai pentru copil, pentru hrană, pentru pampers, pentru hăinuțe, le mai iau așa, adică unde găsesc eu mai ieftin. Doar că asta nu e tot. Tânăra văduvă mai are o povară grea pe umeri, datorii de peste 70.000 de lei. Încet și ușor am să grămădesc și am să mă duc ca să văd ce fac cu toate creditele. Și parcă nu ar fi de ajuns. Soacra Zinaidei o acuză pe ea de toate nenorocirile abătute peste familie. Mă amenință că eu sunt vinovat cu toate ce s-au întâmplat. Ei vor să răzbună pentru mine. Adică pe mine vor să răzbune toți. Claudia nu se oprește doar la aceste acuzații. După moartea fiului, ea a început să pună la îndoială paternitatea lui. Femeia susține că fetița din brațele Zinaidei nu i-ar fi nepoată și cere cu insistență efectuarea unui test ADN. Eu vreau ca să știu a cui copilașul el, într-adevăr. Ce motive ar fi avut soțul Zinaidei să-și pună capăt zilelor? De ce păcate grele o acuză pe Zinaida soacra ei? Și ce va arăta testul ADN pe care îl solicită cu insistență ambele femei? Aflați în această ediție. Zinaida Crăciun a venit în această seară în platoul nostru să ne spună povestea ei dramatică. Haideți să o susținem. Spune-ne mai întâi când s-a întâmplat tragedia. 13. 13? Octombrie. Eu vreau să întreb... Tu ai reușit să înțelegi pentru tine, în primul rând? Da, pentru mine personal am... De ce Ion și-a pus capăt zilelor? Am stat și am analizat, adică deodată toți erau și spuneam că din cauza creditelor. Da, a fost și din cauza creditelor, oricum, adică făceam tot posibil ca să... Îl apăsau datoriile? Da. Și noi încercam, adică din când eu lucram, când el lucra, adică... Îl ajutam și dar eu el îți spunea că, uite, asta este o mare problemă pentru el, că își face atâtea griji pentru aceste datorii? El spune că tot o să facem, că și-a să fie bine, dar că a făcut pasul acesta, nu este de vină numai creditul. Adică mai mult mama soacră a făcut, a început să-i spună că leapădul nu-ți trebuiește, că el nu-i pentru tine. Și el spunea, zice, mamă, dar când am făcut eu primul pas și m-am... ca să ne înscrim, să fim împreună, să facem familia. Tu ai spus că, adică, da, că e gospodină, că e, poate face mâncare, poate face tot, adică eu, dragul mami din nevastă. Spune-mi, te rog, dar ca să revenim la tema banilor, cum ai rămas tu cu o datorie atât de mare, cu aceste credite de 70.000 de lei? Era datoria familiei? O parte din ei este datoria la familie, adică când înainte să nasc a fost luată o sumă ca să iau pentru copil tot ce este necesar și după care la botez la copil tot am luat pentru botez ca să cum trebuie să facem la copil. Așa. Să încreștinăm. După care a fost tot atunci când am luat și pentru botez la copil, a luat și pentru soacră mi-a fost bani luați, că ei era rușine că nu are ce pune pe masă, nu are din ce cumpăra, adică pentru nepoță, că un costumaș, acolo, adică pentru copil. În ce sens? Deci voi v-ați creditat ca să-i dați banii ca ea să vă facă cadouri de botez? Da. Ea a spus că, dragul mami, adică spuneam lui Ion că hai ieși pentru mine acolo în 3-4 mii de lei ca să pot să pun și eu pe masă, adică ca să... Dar care a fost înțelegerea? Că ea îi va întoarce banii aceștia? Da. Ea spunea sau tot că pe voi... se va duce cu brânză la piață, la Chișinău, adică în caz că achită, adică sunt mai dătea câte o leacă, oricum nu mai înțelegea nimic, că tot noi ne... Să ruiam ca să
să plătim creditul. Dar spune-mi, te rog, atunci când Ion încă era în viață, cum vă descurcați cu aceste datorii? Cum le întorceați? Noi lucram, adică noi amândoi, la uscături de pierje. Și așa, adică amândoi lucram împreună și achitam creditele. Hai să urmărim un subiect pe care l-au realizat colegii mei despre viața voastră de familie. Atenție la ecran. Zinaida povestește că l-a cunoscut pe Ion pe rețelele de socializare. El ar fi cucerit-o prin cuvinte frumoase, atenție și declarații de dragoste. Îmi spunea că el deja vrea să aibă familia lui, vrea să aibă căsuța lui și neapărat vrea să aibă copilaș ca să devii tată. La 2 luni după ce s-au cunoscut, Ion și Zinaida au plecat împreună, la muncă în Rusia. Tânăra povestește că acolo relația lor a devenit și mai strânsă. Am fost acolo la el, adică avem grijă de el, adică făceam mâncare, curățenie. În Rusia, Ion a cerut-o pe Zinaida în căsătorie. Tinerii s-au întors în satul natal al lui Ion, Cobuzca Veche, unde și-au unit destinele, iar după un an s-a născut și fiica lor. Totul era perfect, adică nici nu mă gândeam, știi, că mai există așa familii care să ne înțelegem din cuvânt, să nu fie certuri, să nu fie gălăgie. Tânăra mamă își aduce aminte că la început soțul ei era un bărbat iubitor și un tată grijuliu. Când s-a născut fetița era foarte fericit, foarte bine, ne înțelegeam bine, pleca la muncă, venea numai acasă. Zinaida povestește cu amar că la scurt timp după nașterea fetiței, Ion s-a schimbat brusc, devenind brutal și chiar violent. Bărbatul a început să consume des alcool, s-a făcut gelos și o acuza pe Zinaida de infidelitate. Și a început, adică, să beie, în ultimele 3 luni asta tot s-a întâmplat, a început să beie, a început să facă scandal, deci de 2 ori am chemat organele de drept, adică de poliție, ca să-l liniștească. Atunci am mâncat bătaie, o sărit mahala. Zinaida crede că de această schimbare în comportamentul lui Ion e vinovată soacra ei. Ea spune că mama bărbatului îl punea împotriva ei și încerca cu orice preț să-i despartă. Mama soacră îi spunea diferit de mine, pentru că nu-i trebuiește așa femeia. Soacrii mei cred că îi spunea că nu-i copilul tău. Zinaida, ca să înțeleg, din ceea ce povestești tu, viața voastră s-a schimbat brusc în ultimele 3 luni. Da. Deci până atunci Ion era un alt soț, unul iubitor, grijuliu și perfect, vine, după părerea ta. Da, venea acasă, avea nerăbdare, m-a sunat pe parcursul zilei, spunea că mare să vin acasă, mi-e dor de voi, de fată, de copil, să stai, să joci. Dimineața tot așa se scula, ducea, adică se juca întâi cu fata, după care pleca la muncă. Adică era foarte bine, dar în ultimul timp pe dânsul, adică îl presa maică-sa, că alte cuvinte nu mai... Și tu legi această transformare a soțului tău de ceea ce spunea sau făcea soacra ta? Deci tu crezi că ea l-a întors împotriva ta? Da. Dar spune-mi, te rog, ea chiar de la început nu te-a primit bine? Nu. Sau, nu. De la început, adică... Și Ion, soțul, a întrebat, mamă, cum îți place, stoit ca să o iau pe dânsa din nevastă sau nu, cum îți pare matale. După care ea spunea, da, dragă mami, că am văzut că e gospodină, e curățâc, poate face mâncare, coace pâine, plăcinte face, adică e gospodină, poți să o iei, hai să ai noroc bun. După care noi am venit la Moldova, ne-am înscris, am început, adică, să trăim împreună. Ea a început, adică, să bage în familia și alătolea cu Crina, fata, băietul mai mic, ca cum s-ar spune, de Ion. La dânsa tot se băga, dar fata Crina, adică e cumnata mea, mai mult plângea, pune capul în pământ și o asculta ce spune ea. Iar tu? Dar eu nu, adică eu sunt așa, fac așa cum știu eu, pentru familia mea e bine. Adică ca să mă înțeleg cu soțul, copilul să aibă tot ce este, tot ce trebuiește și... Dar ce înseamnă se băga în familia voastră? Poți să ne aduci niște exemple? Da. Deci dacă spălam hainele, de ce să le pun așa și nu invers? Dacă îmi se fac mâncare, de ce ne facem aceea că îi place lui, de ce făceam alt fel de mâncare? Dar vă adică... locuiați împreună cu ea? Nu, noi e separat.
Păi și atunci ea de unde venea? Venea în fiecare zi la voi și te verifica sau ce făcea? Nu că venea, adică nu des venea pe la noi. Practic Ghion când pleca la lucru sau chiar și la dânsa se ducea, adică îi povestea. Sau dacă pleca la lucru se sunau și mă rog, ca mamă întreba ce mâncare ți-a făcut nevastă, ta, ce... Asteana și eu îmi spunea. Și? Erau probleme? Și el ei, îi spunea că, măi, dar ție nu-ți place mâncarea aia. Ți nu-ți place aceea, de ce e faci așa cum vrei e? Și mai mult decât atât, sfatul pe care îmi dădea ea, e că ca eu să le fac după cum spune ea. Adică ca să fiu sub piciorul ei. Foarte trist că în zilele noastre partenerul de viață noi îl alegem după ce gătește, cum spală, nu după alte principii, după dragoste, nu știu, și chestia asta ați spus-o din numărate ori și chiar e trist pentru mine să aud astăzi aici, doar că găsim partenerul după asemenea criterii. De unde știi că soacra ta discuta cu soțul tău despre tine? Și anume că mai mult negativ. El venea acasă de la lucru sau dacă se ducea în vizită, era acasă, nu lucra în ziua respectivă. Venea acasă și spunea că ea, că m-am auzit așa, că m-am auzit așa, zic eu mă stăruiesc destul de bine, zic, mă stăruiesc ca pentru noi să fie bine, dar ceea ce spune mama, părinții din partea ta, din partea mea, nu m-ar interesa absolut deloc. Adică noi facem ca să fie în familia noastră bine. Și el cum reacționa? El m-a ascultat, adică noi înainte să facem un pas, chiar și eu. Vă spun sincer, dacă mă duceam la magazin și el nu era acasă, sunam, îi spuneam, uite, dragă, uite, eu plec la magazin să fac cumpărăturile pentru copil sau pentru casă, la care mă întorc înapoi. El îmi spune, bine, atunci eu îți dau 10 minute la dispoziție, 25, mă rog. Așa era. Tu simțeai că ea nu are, totuși, o influență atât de mare asupra lui? Sau totuși era undeva influența aceasta? Din partea lui maică sa permanent, da. Nu numai și la mine se băga, adică e la toți copiii ei, e întotdeauna se băga și spunea că uite, nu trebuie să fac așa, dar invers. Dar tu de unde asta știi? Pentru că cumnatele mele îmi spuneau, eu trăiem mai la val de dânșii, trăiem și noi ne întâlnim la gard, la Iastena, ei vine după, la mine după ceva ce avea nevoie, eu mă ducem la dânsa și adică ne înțelegeam. Și apie îmi spune chiar că așa, e că așa, mămică în soacră mea și spune de mine că eu sunt așa. Dar ați încercat cumva cu ea să aveți o... să stați la vorbă? Am încercat de numerate ori, era o săptămână bine, după care a început iarăși tot aceeași poveste. Dar ce îi spuneai tu? Zici că ai încercat de câteva ori. Eu îi spuneam, mamă, zic că da, eu sfaturile tale le ascult. Când îmi spui ceva, când am făcut corect, bine, eu ascult. Eu ascult din toate părțile, dar îmi fac concluzia mea. Că eu nu vreau să mă certă nici cu tine, așa îi spuneam, și nici cu soțul că trăiesc în Asteana, în căsnicie. Și ce-ți spunea soțul? Și ea îmi spunea că eu oricum străga și la balcon, când nu intram în ogradă, străga de la... din fața căzii, ca cum s-ar spune, la ea. Străga și sfășie cruci, că eu oricum pe tine am să te spart de Ion. Eu oricum am să fac tot posibil. Chiar până acolo s-a ajuns? Da, că oricum eu am să fac tot posibil. Asta cu Ion, doar din cauza că tu nu gătești mâncarea pe care o vrea ea și nu aștept... Nu-i fac după placurile cum vrea ea să trăiască, adică... Dar nu prea cred, știi, fiecare mamă își dorește cât mai e, copilul ei să fie fericit. Cu atât mai mult o mamă este liniștită atunci când căsnicia lor prosperă și unde este o relație frumoasă. Eu nu-mi imaginez cum ar trebui să fie o mamă și care ar fi motivul să aibă această ură și această dorință de a vă dispărți, de a vă separa. Poate a mai fost până ceva la mijloc sau bănuiești ea ceva? Până noi faci cunoștință cu Ion, eu știam mai înainte decât aș face cunoștință cu soțul. Da? De unde? Să alerte. Eram în sat acolo. Și când mă duceam la ea, adică nu știa cum să-i amăgească, că el lucra cu fratele lui mai mare, Victor, lucra la Moscova, la plitcă. Și ea, babi, unul la amăgea că nu are ce plăti crediturile, că nu are, nu are ce mânca, că nu are astea, numai ca copii strămată bani. Singur a spus, s-a lăudat la o femeie, nu că s-a lăudat, dar s-a juluit, ca cum s-ar spune, că de când Ion s-a însurat, nu-i dă bani.
Și tu crezi că pe asta o deranja? Și pe dânsul asta o deranja că Iona îi spune, mamă, hai, eu înțeleg, îți dau acolo cât am posibilitatea eu. Da, la mine mâine pe mine apare copilul. Eu am familia mea, care eu trebuie să o întrețin, care eu trebuie să am grijă de familia mea. Da, eu îți pot oferi acolo când și cum pot, dar nu chiar întotdeauna când ai nevoie de bani. În această seară vă spunem povestea dramatică a Zinaidei Crăciun din Cobusca Veche. La cei 29 de ani, tânăra a rămas văduvă după ce soțul ei, Ion, și-a pus capăt zilelor. Acum ea trebuie să-și crească singură fiică de doar 7 luni, dar și să plătească datoriile familiei de 70.000 de lei. Pe lângă durerea și greutățile prin care trece tânăra mamă, trebuie să înfrunte și ura soacrei, care s-ar fi îndoit după tragedie. Mama lui Ion este convinsă că fetița de 7 luni nu i-ar fi nepoată. Zinaida este decisă să-și apere onoarea și vrea efectuarea unui test ADN. Ce motiv are soacra femeii să o bănuiască de minciună, dar și ce versiune are ea despre moartea fiului său, aflăm în curând. Până atunci, o invit în platou pe sora lui Ion, Gabriela. Haideți să o întâmpinăm! Gabriela, bună seara! Bună seara! Spune-mi, te rog, tu a câta ești în familie? A cincea. Tu ești mezina familiei, da. Chiar. Câți ani ai? 17. 17. Mulți ani înainte, Gabriela. Mulțumesc. Dar Ion al câtelea era în familie? A treilea. Al treilea. Deci aveți frați și mai mari. Da. Gabriela, chiar dacă ești foarte tinerică, vreau să te întreb, tu ce crezi despre motivele fratelui tău de a-și pune capăt zilelor? Motivul este că permanent era o ceartă și unul de altul se ascundeau. Între cine era ceartă? Între ei. Între Zinaida și Ion? Da. Tu de unde știi? Eu mereu mă sunau și spuneau. Ei doi? Da. Ambii sau doar Ion? Nu, Zinaida mă suna și spunea. Așa, și ce fel de certuri erau, dacă poți să ne povestești? Te sunau, ce-ți spuneau? Că Ion nu-i sau că e plecat sau că este în... Sau că ce? Sau că s-au servit și face ceva probleme. Ion servea? Da, servea. Nu permanent, dar servea. Zinaida a zis mai devreme că chiar la un moment dat a trebuit să cheme poliția pentru că el a sărit la bătaie la ea. Știai despre asta? Da. Familia știa despre asta? Și voi cum vă explicați acest lucru? Eu a fost chemată poliția mai înainte. L-a luat la Anin, pe urmă l-a trimis la casă. El era agresiv? Era. El ce povestea despre asta după? Spunea desigur că scăiește pentru ceea ce făcea întotdeauna. Spunea că Zina, iartă-mă, că da, am servit, nu mi-am dat seama. Mai mult nu se mai repet. După care deci asta când se trezea din... Da, după ce se trezea, adică se vinea în fire, îmi spunea că iartă-mă, că nu știu ce era în capul meu, dar am început să fac toate astea. La care prin ultima bătaie care... Am luat hainele copilul și m-am pornit acasă la Debaște, unde sunt eu. M-a sunat și mi-a spus că întoarce-te rog înapoi, că eu nu pot fără voi, nu pot fără copil, fără să mă joc cu ea, să stau cu ea, adică îți cerea scuze ca să mă întorc înapoi. M-am întors înapoi cu speranța ca să fie tot bine și n-am să mănânc bătaie, n-am să mai... Și după asta se mai întâmplă, în cercuri, după asta s-a mai întâmplat că v-a bătut? Trecea câteva, în ceva timp trecea din astea, de două ori. A început să mă bat așa că am chemat, am fost nevoit să chem poliția. Și care e motivul că dumneavoastră să stați, vreau să înțeleg? De ce? Vreau ca să copilul să aibă tată și... El are și așa tată. Eu nu înțeleg toate femeile care stau și raptă toată chestia asta. Copilul are și tată și mamă și trebuie să vă iubiți mai întâi. Iubeam oricum foarte mult și îl iertam pentru tot ce făcea și cu speranța că a să schimbe și a să fie bine, a să ne, cum, pe parcurs el o să dai seama ceea ce faci.
Eu vreau să întreb sora lui Ion. Iată, Zinaida spune că el comportamentul acesta agresiv a început undeva cu vreo 3 luni înainte de tragedie. Dar tu îl cunoști mai bine pe Ion. El, da, în genere, ca persoană, ca om, el era agresiv? Sau... Nu prea era agresiv până și s-a căsătorit. Îndată după căsătorie după s-a căsătorie schimbat. S-a schimbat foarte tare. Nu așa cum zice Zinaida, că 3 luni înainte de tragedie, el mereu el după a fost căsătorie agresiv. S-a schimbat foarte tare. El până și s-a căsătorit, el nu consuma alcool. Dar el a fost constrâns? El s-a căsătorit din ce motiv? O iubea pe Zinaida? A fost dragoste între ei? Da. Dar cum îți explici tu de ce îndată după căsătorie s-a început certurile la ei? Gelozia mai mult. Gelozia lui? El era gelos pe Zinaida? Da, ambii erau geloși. Eram unul pe altul, pe celălalt, adică geloși. Când a sunat de pe numărul meu, la o persoană necunoscută, atunci m-a gândit că e poate cu cineva și ascunde asta în fața lui Ion. Să facă domnul Ion viu să vadă la ce am ajuns copilajul lui, să vadă jumii dâns. Mi se pare că ceva mai ascundeți sau ceva nu vreți să spuneți. Eu i-am tăiat-i ața, l-am luat cu ghenișorul în casă. El m-a sunat pe mine și ne-a spus, rugați-vă pentru Ion și tot normal. Cum era privită Zinaida de familia voastră? Nu era primită. Că nu este copilul lui Ion, că este de la Cobusca Nouă, așa am înțeles, că primarul... Mama, cred că nu e nepoata lor. Eu așa consider că ar trebui să spunem tot ce este drept. Soacră, cu amacră. Dar e totul știe, tot adevărul e, știe că e ascundit pe ascunsă, e. E nu-i spune adevărul în față. Acum câteva luni, viața Zinaidei Crăciun din Cobusca Veche a luat o întorsătură dramatică. Tânăra și-a găsit soțul spânzurat. Toți erau și spuneam că din cauza creditelor. Da, a fost și din cauza creditelor, dar că a făcut pasul acesta, nu este de vină numai creditul. Adică mai mult mama soacră a făcut. Doar că asta nu e tot. Tânăra văduvă mai are o povară grea pe umeri, datorii de peste 70.000 de lei. A fost luată o sumă ca să iau pentru copil tot ce este necesar și după care la botez la copil, tot atunci când am luat și pentru botez la copil, am luat și pentru soacră mi-a fost bani luați. Și parcă nu ar fi de ajuns. Soacra Zinaidei o acuză pe ea de toate nenorocirile abătute peste familie. Dar ultimul timp pe dânsul, adică îl presa maică-sa. Dacă spălam hainele, de ce să le pun așa și nu invers? Dacă îmi fac mâncare, de ce ne facem aceea, că îi place lui, de ce făceam altfel de mâncare. Care ar fi motivul să aibă această ură și această dorință de a vă dispărți, de a vă separa? Poate a mai fost până ceva la mijloc sau bănuiești ea ceva? Motivul este că permanent era o ceartă. Am luat hainele copilul și m-am pornit acasă la Debaște, nu unde sunt eu. Îți cerea scuze ca să mă întorc înapoi. M-am întors înapoi cu speranța ca să fie tot bine. După asta s-a mai întâmplat că v-a bătut? Trecea, da, trecea ceva timp, trecea din asteana de 2 ori. De ce îndată după căsătorie s-a început certurile la ei? Da, ambii erau geloși. Eram unul pe altul, pe celălalt, adică geloși. De ce păcate grele o acuză pe Zinaida soacra ei? Și ce va arăta testul ADN pe care îl solicită cu insistență ambele femei? Aflați în această ediție. Gabriela, tu ne-ai spus mai devreme că Zinaida răspunde ceva despre moartea lui Ion. Telefonul s-a ascundeu. Ei a fost spus lui Ion că telefonul e la mine, dar era la momentul dat la dânsa. Da, asta după moartea lui Ion? Înainte. Asta ca înainte. Să nu el a stricat telefonul lui, e drept? Da. După care eu l-am ascuns, ce am spus eu, Gabriel? Că e la mine. Din ce cauză ți-am spus că s-a ținut? Să-l strice. Să-l strice. Pentru că el a început cu telefon, cum, strice telefonul, dar oricum telefonul, ele nici nu erau achitate până la urmă. Dar plus, am înțeles de ce ai ascuns tu telefonul. Să... Dar, Gabriela, am impresia că... Gabriela, tu ești cumva portavocea familiei. Deci eu înțeleg că tu vorbești nu doar din numele tău acum. Da? Da? Pentru că familia tot vorbește. Zi-mi, te rog, voi presupuneți ceva, bănuiți ceva că Zinaida ar ascunde telefonul?
Și asta înseamnă că răspunde ceva despre moartea lui Ion? Eu corect înțeleg sau nu? Când a sunat de pe numărul meu, la o persoană necunoscută, atunci m-am gândit că e poate cu cineva și ascunde asta în fața lui Ion. Tu asta e crezut? Eu asta m-am gândit. Așa din start că ai avut bănuieli că Zinaida poate să-l înșele pe Ion? La orele 12 din noapte, nu știu, a sunat, eu nu știu, nu puteam mă gândesc. Dar până atunci, Zinaida a dat cumva de bănuit că ea poate să-l înșele pe Ion? Atunci cu sunetul care a fost, este un cunoscut de-a părinților mei, care ei înainte se ajutau foarte bine, cum? Și acum în timpul de față, chiar că tata este plecat la Italia, mai țin convorbire, adică când are nevoie tata ceva, îl sună pe domnul Petru, îl cheamă pe el și îl ajută ca să-i trămată ceva la Italia, cumpărături de aici, la Moldova, încolo. Adică, mă rog, chiar și acum, cu 3 săptămâni, tata i-a spus ca să cumpere semințe de roșii, ca să poată face acolo tipliț. Dar de ce la ora 12 îl sunai? Atunci a fost... De fapt, bataia, Gabriela, așa? Uite, ai avut tu niște dubii, da? Niște bănuieli privind acest telefon. Hai să vedem ce ne-a povestit nouă Zinaida despre ultima zi a lui Ion în viață. Atenție la ecran. Zinaida își amintește că în ziua tragediei i-au venit 2 scrisori de la o companie de împrumut în care îi se cerea să achite cât mai rapid datoriile. Noi în ziua aceea, taman primisem și eu banii și el banii. El mi-a spus, că Zaia, eu mă duc în centru ca să achit, adică cât de cât să achit creditele. Zic, bine, zic, nu te reții mult pentru că a doua zi suntem la lucru. Femeia spune că Ion a venit acasă indispus, cu câteva sticle de alcool. Bărbatul a rămas în curte și a cerut să fie lăsat singur. El zice, cât îmi voie, te rog frumos, maxim o oră ca să mă pot liniști, să stau singur, să mă gândesc, adică cum putem să facem, de unde și până unde să putem, adică ca să rezolvăm problemele care sunt. Zinaida povestește că a încercat să discute cu el pentru a-l încuraja, dar bărbatul se comporta agresiv. Am ieșit, m-am uitat pe fereastră, nu-mi permitea, se comporta foarte vulgar cu mine, mă spunea diferite prostologii. Zinaida spune că peste încă o oră a ieșit totuși din casă, fiind îngrijorată de dispariția soțului ei. La scurt timp, spune ea, l-a găsit în șopron spânzurat. Să facă domnul Ion viu să vadă la ce am ajuns copilajului zbatojong de dâns. Dar spune-mi, te rog, el a lăsat un bilețel, ți-a dat măcar o aluzie ce vrea să facă, a vorbit vreodată despre asta? El mi-a interzis să intru în camera acolo, în casa acolo unde s-a dus el și mă temem ca să nu mă bată de asta. Mă temem să mă duc acolo. Plus la copilul că ieșeu din șori și era căpucioasă, nu prea vrea să doarmă. Dar în cum? Adică ținem legătura prin sunet, vorbim cu el. Aflându-vă în aceeași casă? Da. Vorbeați la telefon? Nu la telefon, dar pe WhatsApp. Ne scriam. Și el ce-ți spunea? Care a fost ultimul lui mesaj? Ultimul mesaj ne-a spus că nu mai vrea să se chinuie, adică într-o parte în alta. Asta a fost cuvântul lui și a zis că mai mult să nu-l mai sun, să-i dau pașii. Și eu nu m-am ieșit afară, eu m-am uitat pe fereastră, mi-am făcut drum ca să văd ce face el. M-am dus și am luat lemne. Adică el a mai încercat încă o dată să spânzure. Eu i-am tăiat tăiața, l-am luat cu ghenișorul în casă. Când s-a întâmplat asta? Asta a fost cu 2 săptămâni înainte de... Da, cu 2 săptămâni înainte de s-a întâmplat tragedia asta. El s-a vedit atunci. Păi, dar știa cineva despre asta încă? Da, eu m-am dus și la mama soacră, i-am spus chiar că Ion a vrut să... Astea, Gabriela, mai devreme te-am întrebat dacă el a dat vreun semn sau dacă a făcut vreo aluzie. Eu n-am știut de asta. Tu n-ai știut despre asta? N-am știut. E minim o sunat la orele 8 și vreo 20 ceva de minute. Eu plecam înspre Chișinău să o transportez pe soră mea. El m-a sunat pe mine și ne-a spus, rugați-vă pentru Ion și tot normal. Că vine salvarea. Și nu-i închis. Zic, ce s-a întâmplat? Și nu-i închis, că nu înțelege. Chiar aveu cuvântul. O să-mi mama și-o întreb. Nu te-a sunat Zina? Zic, ce s-a întâmplat?
Mama zice că nu. Pentru că mama spune, mă sună prietenă și spune că era nou și ceva, că l-a găsit pe Ion spânzurat. Spune-mi, te rog, până atunci, Ion a pomenit cumva sau v-a amenințat pe cineva? Sau știa familia că, uite, are aceste, nu știu, gânduri suicidale sau că... El când noi lucram împreună, i-a ieșit de la smenă, am dat acasă, m-am culcat și el a lucrat până la orele 4-5, așa ceva, s-a dus până cu verișorul, s-a dus până la bar, a servit o bere, pe urmă a luat o bere și a venit la noi, mă trezea pe mine și am zis că nu vreau. Și el a servit cu sără. El, fratele tău, da, te trezea pe tine ca să te servească cu bere? Da, și el zic că nu servesc. Deci el, era, el trebuia să fie într-o stare de ebrietate profundă, nu? Sau de fiecare dată se întâmpla asta? El venea la voi acasă și vă propunea la toți bere? Nu, permanent. Dar de ce pe tine te trezea din somn ca să-ți propună bere? Să stau cu dânsul la masă. Și el a stat cu sora și cu frate. El era beat? Nu, vinise de la lucru. Și o trezit, o chemată pe soră mea și fratele, se rechte o bier și o ță acasă. Mama zice, te acasă și te băiește. Și te culcă, dar el nici când mă la bar să ne iau o bier, să mă că cu mâinii hramul, zic să mă odihnesc, mă băiesc. Și să ță acasă și dăm de tușă în steană. N-am mai știut nimic. Dacă îmi permiteți condolianță, Dumnezeu să-l odihnească, descrie-te, rog frumos, relația voastră între frați, între surori, până la și după, pentru că mi se pare că ceva mai ascundeți sau ceva nu vreți să spuneți. Care ar fi relația voastră și cât de des comunicați și cât de uniți sunteți voi ca frați? Noi comunicăm des, noi ne sunăm, vorbim, întrebăm. Nu numai cu Ion, dar și cu toți, cu ceilalți. Cu toții. Ne sunăm, vorbim, plecam la ei, îi vedem chiar și de la deal de dâși trește și fratele, mă ducem la dâși și trecem și la dâși. Adică voi comunicați, sunteți permanent... Dacă nu trăiezi parte din noi și noi permanent... Gabriela, spune-mi, te rog, cum era privită Zinaida de familia voastră? Nu era primită. Mama singur spunea că nu dorește ca noi, că trăiește cu un verișor mai mare, cu verișor de-a nostru. Și așa era de la început? Imediat ce Ion a zis că o ia de nevastă? Da. Chiar de atunci mama era împotrivă? Da. Pentru că Zinaida ne-a spus că nu. De ce le-a spus pe telefon când vorbea cu Ion, era la Moscova, îi spunea, mamă, cum îți pare Zina? Și el cum și ce spunea? Mama că poate coace pâine, dragă mami, poate faci mâncare, poate faci tăti gospodină. Mama a spus că ești gospodină, dar într-un a zis că eu trăit cu verișor. El știe de la început față de noi cu Ion, Dumnezeu să alerte. Dar este adevărat, Zinaida, că ai avut o relație cu un verișor de lor? Da, e drept, așa. Tot a fost. Adică ne înțelegem și am hotărât că nu mai suntem împreună. Și Ion, soțul, deci tu de acolo o cunoșteai pe viitoarea ta soacră, da. De atunci încă. Da. Păi, dar nu voi v-ați căsătorit sau v-ați întâlnit cu verișorul? Nu ne-am căsătorit nimic. Pur și simplu numai cât ne întâlneam, adică concubinăm, cum s-ar spune. Așa, și s-a întâlnit, s-au despărțit, așa e viața, de ce mama ta... După care e soțul meu, nu aș... Dar ce spunea mama? Mama zic că nu e de acord să trăiască Ion. Doar din cauza că ea se întâlnea cu un alt verișor de-al vostru? Da. Dar cum adică? Trebuie okay, să te căsătorești cu primul bărbat pe care pe mama din discuții. Voi doar toți sunteți maturi deja. Nu pot să zic că sunteți mici, nu vă dați seama. Voi cum vedeți lucrul ăsta? De ce o discutați, cum spune mama așa a spus, dar tu cum spui? Sau sora cea mai mare sau cine eu n-am fost împotrivă că trăiesc cu verișor și trăiesc cu Estean. Eu permanent mă păcam cu dânsa, vorbim, ne ajutam. Ne păcam foarte bine. Dar acum, Gabriela, în ce relație ești cu Zinaida? Vorbim, ne sunăm, întreb cum e fată, cum e Estean. Dar mama ta nu prea? Nu. Deci nu vrea să Zinaida, tu spuneai mai devreme că soacra ta îl punea pe Ion împotriva ta. Dar ce anume îi spunea ea? Știi? Ion, când vine acasă, îmi spunea numai că iar mama a început cu... pricoale, el așa spunea, cu pricoalele lui, adică a ei și spune că nu-i place de tine, dar
stai liniștită de cât te iubesc așa cum ești tu, mie îmi place, principalul mie să-mi placă, adică și tu pe mine mă ascult, adică îl ascultam ceea ce făcea Zinaida, el, spunea. Asta ceea ce îți spunea Ion, dar tu ce știai despre motivele soacrei tale de a nu te primi, de a nu te iubi? Hai să-ți spun acum pe șleau. Deci noi știm că mama soacră nu vrea să o recunoască pe fetița ta ca nepoată. Da. Asta e drept. Că nu este copilul lui Ion, că este de la Cobusca Nouă, așa am înțeles că primarul de acolo era la curent unde eram eu, după moartea soțului. Adică eu atunci am început să-mi spună ea că nu este nepoata, nu este copilul lui Ion. Ea spunea asta înainte ca să moară Ion. Spunea încă de față cu el? De asta nu știu. De asta n-am auzit ca să spună cât era Ion în viață, nu am auzit să spună că nu este copilul lui Ion. După moartea soțului, a început să iasă la iveală că nu este copilul lui Ion și atât. Gabriela, dar tu ce crezi despre poziția mamei tale? Că ea nu vrea să o recunoască de nepoată pe fetița Zinaidei? Mama, cred că nu e nepoata lor. Dar de unde a luat-o? Ea spunea asta chiar de la nașterea micuței sau mai târziu? Nu, acum după ce s-a întâmplat. Deci după moartea lui Ion a început să zic. Și de unde a luat-o? Nu pot să vă spun. Că care a spus că a văzut de pe la Cobusca Nouă, pe la Florești. Dar pe voi, nu vă uimește asta? Că uite, brusc, 6 luni de zile a acceptat-o pe micuță, imediat ce a murit fratele 7. Tău, nu mai acceptă. Nu tu ești derutată? Nu vreau să mă cert cu ambele. Imaginez. Și una e pentru mine cumnată și alta e mamă și nu vreau să mă cert. Pur și simplu, Gabriela, eu așa consider că ar trebui să spunem tot ce este drept. Zinaida, eu vreau să te întreb. Tu ai acceptat să efectuezi testul ADN? Da. De ce tu ai nevoie de el? Ce vrei să demonstrezi și cui? Vreau să demonstrez la toți, pentru că toate vorbele care au fost spuse, care se vorbesc în sat, că nu trăiesc acolo, dar oricum informațiile sunt. Mă sună și îmi spune. Intensiv nu crede că nu este copilul lui Ion și atât. Deci tu nu mai trăiești în Cobusca, nu, în satul eu în satul meu de Baștină. Ai revenit în satul tău de Baștină. Da, dar da. Totuși te deranjează ceea ce se vorbește. Mă deranjează ceea ce vorbește, pentru că eu știu că este copilul lui Ion și vreau să demonstrez. Eu nu am umblat și nu am fost cu nimeni de când am fost cu el. Vreau să închid gura la toți, ca să știe că eu în fața la copil și în fața lui Ion, Dumnezeu să-l ierte, eu sunt dreaptă. El mereu vinea acasă și spunea că corect faci, fiindcă meu. Vă dați seama acum prin sate, oricum sunt prejudicăți. La noi oamenii gândesc un pic altfel decât ar trebui să se gândească. Și eu îmi dau seama că calumniile acestea te afectează foarte mult pe tine. Da, mai eu mai tare am insistat. Tu ești sigură și ai fost fidelă și tu știi cel mai bine ce relație ai avut tu cu Ion. Nimeni nu cunoaște mai bine decât voi. Zinaida, dar totuși, Lilia, mulțumesc pentru această susținere. Dar totuși, există o probabilitate că testul poate să demonstreze altceva decât crezi? Nu, eu sunt sigură. Ok. Eu sunt sigură. Nu 100%, dar... Da, nu în zadar să spunem popor, soacră, coamacră. Mai sunt și excepții, evident. Dar din start, când te-ai căsătorit cu Ion, trebuie să pui aceste limite, da? Ca să știi soacra până unde să meargă. N-am trebuie cumva să vorbești și cu Ion, da? Ca voi împreună să-i puneți aceste limite. Eu te înțeleg perfect. Acum este mai greu să te încadrezi în societate cu un copil, pentru că, mă rog, mai ales la sate, noi oamenii gândesc puțin altfel, au alte, nu știu... Au altă viziune, da? Da. Eu mă bucur că tu ești sigură și vrei să dovedești ceva și îți doresc mult succes. Mulțumesc. În această seară discutăm despre Zinaida Crăciun, de 29 de ani, din Cobusca Veche. Acum câteva luni, soțul femeii și-a pus capăt zilelor. Zinaida a rămas singură, cu un copilaj de 7 luni în brațe și credite de 70.000 de lei pe care nu știe cum le va întoarce. Unde mai pui că familia soțului răposat s-a întors împotriva ei? Sora bărbatului o acuză pe cumnată de tragedie, iar mama lui crede că Zinaida a născut un copil din flori și nu vrea să recunoască fetița de 7 luni. De unde vin toate aceste bănuieli și acuzații? Aflăm imediat,
socru eroinei noastre, a venit astăzi la noi în platou. Doamna Claudia, vă așteptăm! Doamna Claudia, mai devreme am auzit-o pe fiica dumneavoastră, Gabriela, și vă așteptam ca să vă întreb deschis, să nu vă supărați. Dumneavoastră, credeți că Zinaida ar fi de vină că Ion și-a pus capăt zilelor? Dar e totuși, știe tot adevărul, e știe că e ascundit pe ascunse, e nu-i spune adevărul în față lui. Care este adevărul? De când a decedat Ion, e socoate așa, că nu mai este copil. Eu vreau să înțeleg. Când unul vorbește că nu ia lui Ion, nu înseamnă cu unul încolo, încoașe. După ce a murit, deja spuneți că nu vă este nepoată. Ceva nu se leagă cum aici. Cum nu se leagă? Nu se leagă. Se leagă copilul lui Ion. Se leagă totul. E copilul lui Ion. Și spunea că ne-a cumpărat a... în cumpăr scurtă, l-am ajuns pe Ion de bani. Cum sună și cum spune pietrea ție, zinica eu nu pot, că am băut, dar strâmă transport. Noi ca la voi să vă păcați în familie, dar să faceți la rău. Și așa un om, când iei 5 copii, nu vine mamă singur la 5 copii, nu vine să ne dai ajutor 1000 de lei pe săptămână, dar ei vine și aduci... De mamă ți-o potem, dar ți-ai bătut joc și de Tolea și de Cristina și de... Tu te îmbogățești, dar eu să-ți plâng în tătă ziua. Cu și mă îmbogățesc, eu țin, te rog. Dar asta nu este dragoste, scuzați-mă, asta nu este. Mă ugrăjeți că una să mă duc și asta mă îngroape în pământ, altul asta mă împuște. Dar pe urmă te calmezi. Nu asta vă băgați în familiile lor, nu asta stricați familiile, nu aveți altă ocupație. Asta e un copilaj nevinovat. Nu trebuie să vă bateți joc de dânsul. Vreți foarte mult să fie realizat acest test ADN. Vreau să văd adevărul dacă e copilul lui Ion. Probabilitatea rudeniei biologice adevărate constituie...